Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea Crucea Celtică pentru următoarele 3 luni, octombrie, noiembrie, decembrie 2020, pentru Zodia Fecioară, ascendent lună în Zodia Fecioară. Vreau să vă anunț că am reînnoit oferta pentru etalările personalizate, așa că dacă doriți mai multe detalii, informații sau dacă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum haideți să vedem pentru dumneavoastră în prezent, situația prezentă. Vești bune, wow, două oferte foarte bune, din punct de vedere sentimental, în primul rând, văd că se stabilizează ceva aici, începeți povești de dragoste, reînnoiți sentimente, evoluați o relație deja existentă, în unele situații putem vorbi chiar de logodnă, mutat împreună, aveți de-a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești. Dar vești foarte bune, din punct de vedere financiar sau profesional. Puteți afla de o nouă ofertă care vi se ivește, apare în calea dumneavoastră, dar e ceva foarte sigur și de lungă durată pentru viitor, dar e ceva foarte stabil. Haideți să vedem mai multe informații în prezent. Vreau să vă specific ceva în legătură cu prezentul, având în vedere că etalarea aceasta este pentru următoarele 3 luni. Evenimente din prezent se pot întâmpla și peste o săptămână, deci nu e neapărat să fie acum în prezent și evenimente care s-au întâmplat în trecut să fie de fapt acum în prezent, pentru că vorbim de un timp mai lung. Acum revenind aici, cum ar veni situația actuală sau despre ce este vorba, vorbim despre o suferință, nu știu, vă măcinați dumneavoastră, vă stresați foarte mult în legătură cu anumite situații din viața dumneavoastră, nu reușiți să vă găsiți calea, nu reușiți să vă adunați sau să vă hotărâți în legătură cu un anumit aspect al vieții. Multă gândire negativă. Cu toate acestea, văd că aveți parte de foarte multă dragoste. Poate unii dintre dumneavoastră veți depăși o suferință provocată de cineva. Dacă vorbim pe planul financiar sau profesional, văd reușite foarte mari la dumneavoastră, abundențe, dar după un obstacol, după o cumpănă, cum ar veni. Pentru că sunt niște situații așa mai încordate cu care veți de-a face sau e vorba că se amână ceva, lucru care vă duce în zona aceasta de suferință, pentru că oricum ar fi este ceva foarte concret care vine în viața dumneavoastră, relațiile care le simțiți mai reci, unii dintre dumneavoastră care veți de-a face cu persoane la distanță, cu relații la distanță sau exact cum v-am spus, sau răcit sau v-ați distanțat de o anumită persoană sau o anumită persoană de dumneavoastră. Văd că lucrurile își vor reintra pe un făgaș normal, pentru că aici vorbim de multă siguranță. După o amânare, lucrurile se așează frumos în viața dumneavoastră. Haideți să vedem ce știți. Ce știți e că sunteți într-o relație complicată, poate unii dintre dumneavoastră. Am semnul zodiacal pești. Dacă vorbim de o relație complicată, automat vorbim și de o a treia persoană care a intervenit aici sau va interveni, sau o persoană de care dumneavoastră știți, dar vag, nu prea multe. Aveți teamă, aveți foarte multă teamă, simțiți așa niște emoții foarte intense, dar de frică, de panică, semnul zodiacal berbec pentru unii dintre dumneavoastră. Poate aveți de-a face cu o persoană mai autoritară, mai critică, o persoană care îi place să dețină controlul asupra situației. Dacă vorbim de un loc de muncă, totuși văd reușite și pe planul financiar, lucru care îl cunoaște sau îl veți cunoaște imediat. Unii dintre dumneavoastră vă veți schimba jobul. Văd că urmați o nouă cale, un nou început, mult mai stabil, vă urmați un vis, vă urmați o dorință. Iar dacă vorbim de planul sentimental, revenind la planul sentimental, faptul că rămâneți ferm pe poziție vă aduce reușită. Pentru că aici una din persoanele care sunt în plus își va vedea de drum. Chiar dacă sunteți mulțumiți cu ce aveți în momentul actual, vă doriți mai mult. Lucrul acesta
vă face să luptați mai mult, să vă doriți mai mult, să câștigați. Multă pasiune care vine aici și multă siguranță. Energia este una foarte bună, nu vă lăsați doborâți. Lucru care este foarte benefic. Ce nu știți, ce nu cunoașteți? Faptul că trebuie să luați o decizie delicată. O altă situație aici, ce nu știți dumneavoastră, e că dragostea orbește. Deci putem vorbi într-adevăr de relațiile de trio. Puteți avea de face și cu semnul zodiacal gemeni. Dar ce nu știți este că veți ieși învingători. Văd niște promisiuni, niște planificări. Lucrurile vor evolua frumos în viața dumneavoastră, deși apar amânări, ezitări sau schimbări dese de comportament sau de decizie. Nu ar trebui să existe aceste lucruri. Trebuie să fiți un pic mai stabili. Aici poate interveni și o persoană din trecut sau o situație din trecut, o situație care v-a fost dor sau să reveniți la sentimentele din trecut sau să reluați legătura cu o situație, o persoană din trecut. Dacă vorbim de muncă, de bani, sunt mai multe opțiuni. Văd că vi se ivește ocazia să plecați undeva, să vă schimbați locul de muncă, să avansați, să evoluați. Un loc unde o să fiți foarte apreciați, doar că sunteți un pic cam nesiguri, sunteți un pic instabili, e posibil să vă fie cam greu să vă detașați de un loc de muncă deja existent, că e ceva stabil aici. E o alegere delicată, să știți, dar e ca și cum vă conturează viitorul sau ceea ce va urma în viața dumneavoastră. Trebuie să fiți așa un pic, să fiți pregătiți pentru tot ce va urma. Oricum, vorbim de contracte, vorbim de legături bune și de bani care vă vin de mai multe surse, dar și de undeva din trecut. Ce a fost în viața dumneavoastră? V-am spus, situația din trecut poate fi acum în prezent, da? Pentru că vorbim de un termen mai lung. E o stagnare. Eram să spun că era un spânzurat. E o stagnare la dumneavoastră. A fost o stagnare. Un moment de... V-ați săturat de tot și de toate. Și este necesar un sacrificiu. Haideți să vedem dacă l-ați făcut. Da, de un semnat un contract, probabil, sau după o pauză în care n-ați mai muncit deloc, vi s-a ivit ocazia să semnați un contract, probabil l-ați și semnat, să ieșiți din această zonă monotonă și să faceți o schimbare mare în viața dumneavoastră. Ori va urma în prezent situația asta și asta un pic mai încolo, ori unii dintre dumneavoastră deja ați făcut acest lucru, ați semnat un contract nou. După o perioadă de pauză, v-ați sacrificat un pic ca să reluați o poveste de dragoste sau să vă declarați dragostea cuiva. Văd legături amoroase foarte frumoase acolo, care vin și cu o schimbare, adică veți face lucrurile într-un mod foarte diferit de data aceasta. Nimic nu va mai fi la fel. Sau nimic, da, aici în trecut ați făcut, ați riscat să mergeți pe un nou drum. Indiferent ce vă rezervă acel drum, dar văd foarte multă dragoste, da, în prezent, că situația din trecut vine și în prezent, ceea ce înseamnă că ați făcut o alegere bună sau o schimbare bună. Ce vă așteaptă în viitor? O lună, maxim două. Trebuie să vă urmați propriul interes. Mai sunt lucruri ascunse, mai sunt adevăruri ascunse pe care le veți clarifica în viitor. Prin discuții, bineînțeles. Și chiar veți avea parte de bucurie. Urmați-vă propriul interes și scoateți la iveală tot ce vă deranjează sau discutați tot ce vă deranjează. Prin discuții văd și idei foarte bune. Vă urmați propriul interes aici, aveți o idee foarte bună, puneți în aplicare ideea, planul, proiectul ce aveți și aveți reușite foarte mari. Văd că sunteți iubiți de oameni. Iar din punct de vedere sentimental, discutați, rezolvați toate problemele și chiar ajungeți să vă împăcați sau să vă logodiți, de ce nu? Putem vorbi chiar și de întemeierea unei familii, nu aș exclude. Important e ca în viitorul apropiat dumneavoastră să vă urmați propriul interes ca să aveți reușitele acestea. Cum sunteți dumneavoastră? Cum vă simțiți? Învingători. Văd că aveți o siguranță, sunteți stabili pe ceea ce aveți, pe ceea ce știți, pe tot ce trăiți, dar stagnarea, vedeți, spânzuratul se repetă și în poziția aceasta unde vă aflați chiar dumneavoastră. Deci e posibil ca unii dintre dumneavoastră să întâmpinați acea stagnare în prezent. Deci nu disperați că lucrurile se așează, vedeți, apar lucruri benefice. Chiar dacă sunteți siguri pe dumneavoastră, puteți avea de-a face și cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn. Chiar dacă aveți o siguranță, o stabilitate, sunteți responsabili, vă asumați fel și fel de răspundere aici, trebuie să faceți unele sacrificii, dar parcă v-ați plictisit, v-ați săturat să
Fiți doar dumneavoastră, dar vedeți, eforturile dumneavoastră pe viitor vor fi foarte bine răsplătite. Tot ce faceți acum, fie că vorbim de sfera sentimentală, profesională sau financiară, vă va aduce foarte multă prosperitate, belșug și reușită. Deci nu vă abateți, ieșiți din starea aceasta, faceți sacrificiile necesare și veți fi foarte, foarte bine. Cum vă văd ceilalți, da, anturajul exterior, într-o continuă schimbare, vă văd pregătiți să faceți ceva sau chiar să vă îndepărtați, să mergeți spre alte zări. Văd că lăsați trecutul în urmă, aveți de face și cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Persoanele din jurul dumneavoastră vă vor vedea mult mai încrezători, mai siguri pe dumneavoastră, mai stabili din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere emoțional. Vă văd mult mai echilibrați. Aici vă despărțiți, vă detașați. Oamenii din jur vă văd că lăsați în urmă o parte negativă din viața dumneavoastră în trecut. Și sunteți mult mai înțelepți, poate unii dintre dumneavoastră sunteți foarte apreciați și pentru sfaturile pe care le dați, sunteți mai încrezători, sunteți iubiți pentru ceea ce sunteți ca oameni și pentru ceea ce deveniți. Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal Taur, care această persoană din zodia Taur vă vede ca o persoană foarte luptătoare, o persoană care nu dă înapoi, o persoană foarte sigură pe ea, o persoană foarte încrezătoare și gata de orice pentru a avea victorie. Și pe planul financiar, schimbările care vor veni, poate pentru unii dintre dumneavoastră vă schimbați locul de muncă sau veți găsi un loc de muncă. Văd o schimbare, oamenii din jur, anturajul, o schimbare la dumneavoastră sau o schimbare cu totul de domiciliu, probabil. Ce teamă aveți sau ce speranță? Cred că mai mult o speranță aici, să aveți parte de un echilibru în viața dumneavoastră, să aveți mai parte de mai mult sprijin, de mai multă încurajare în tot ceea ce faceți. Aici văd și sentimente împărtășite, adică împărțite și cu încă cineva. Avem și semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici este teama la dumneavoastră. Teama de a nu pierde persoana iubită, teama de a nu pierde un loc de muncă, teama de a nu pierde o siguranță financiară din cauza unor persoane vulcanice, unor persoane răutăcioase, unor persoane răzbunătoare, probabil. Vă este teamă să nu vi se pună piedică în ceea ce faceți dumneavoastră în general. Aici puteți pierde o luptă, dar asta nu înseamnă că pierdeți și războiul, pentru că dacă aveți încredere în dumneavoastră, lucrurile se vor așeza exact așa cum vă doriți. Aici este și speranța. Faceți pași mici spre ceva foarte sigur. Exact cum v-am spus, ați pierdut o luptă, dar nu pierdeți și războiul, niciun caz nu pierdeți și războiul. Iar în viitorul mai îndepărtat, asta însemnând până la sfârșitul anului 2020, avem judecata. Vi se va răspunde la toate întrebările, se vor rezolva foarte multe probleme în viața dumneavoastră, toate se vor așeza într-un mod plăcut, ca o binecuvântare, ca o alinare. Se văd toate eforturile dumneavoastră depuse peste an, nu neapărat în aceste 3 luni. Faptul că v-ați dedicat în tot și la locul de muncă și din punct de vedere financiar v-ați bătut să aveți o siguranță și din punct de vedere sentimental. Ați investit foarte mult timp în cineva, foarte multe sentimente. Doar dumneavoastră ați luptat și acum vi se face dreptate, adică lucrurile se vor rezolva pentru că vă foarte multă stabilitate. În relațiile sentimentale, o continuitate care vă duce chiar la întemeierea unei familii, asta în cazul în care nu aveți, poate apărea și un copilaș, multă abundență, veți trăi o dragoste altfel sau veți iubi totul într-un alt mod, într-un mod diferit, veți trăi totul diferit și văd și foarte multă prosperitate și reușită la un loc de muncă, dar și din punct de vedere financiar. Pentru că luptați, munciți și să știți că faptul că aveți reușitele acestea la sfârșit de an o să aducă și foarte multă rivalitate, adică o să întâlniți foarte multe dulcegării în jurul dumneavoastră, persoane care vin cu fel și fel de vorbe dulci, dar sunt persoane imature sau persoane care iau totul în joacă. Încearcă să se dea bine pe lângă dumneavoastră pentru că vede unde ați ajuns. Iar din punct de vedere sentimental, unii dintre dumneavoastră sau aceia dintre dumneavoastră care nu aveți o relație,
veți găsi pe cineva. Pentru că văd un început de relație la sfârșit de an 2020. Mai că trebuie mai multă implicare aici, adică sunt probleme pe care le veți rezolva, dar pe rând. O să atrageți invidia în jurul dumneavoastră pentru că veți fi niște oameni foarte reușiți până la sfârșitul anului. Cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!